God is evil, I can't deny. Was a hoodoo charm called it, love me or die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket there, a devil yes. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making it dreaded, love me or die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain, wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume. I said good morning, I tipped my hat, all while I was cunning like a rat. Smiling gaily, looked her in the eye. I felt in my pocket, he loved me or die. History one to behold, I studied magic from days of old. Membership, secret society, power and wealth in my family. But Matilda, darling, why you don't take my wedding ring? Like a demon under the floor, bury the hoodoo down the back door. Town, that a fever strike Matilda down. 9:30 the doctors arrive. Priests come running, 4:45. Standing in the weeds early next day, I saw the meat wagon rolling away. I seen Matilda laying in the back, her old mother wearing a suit of black. Trumpet and bang the drum, I wait for me judgment to come. I know her spirit is down beneath. I hear the weeping and gnashing of the teeth. Flames of hell licks at my feet. In the shadow of the jungle I feel the heat. Matilda's waiting in hell for me too, oh, cause she died from a bad hoodoo. Bună dimineața! Bună dimineața! Wow, deci un spectacol extraordinar cu teatru, cu baloane! Da! Ne simțim copii! Sute, sute de baloane, dar cum se pot face? Care este trucul de a face astfel de baloane minunate? Ia uite, să pun. Natalie is asking how is the trick to do such wonderful bubbles? How do I do the tricks? Yes. Practice. practice, repetiția, și tot repetiții, ce să zic, și multe Endless. Încercări și eșuări și iar și încercări. Da. Vrei să vorbim mai multe despre povestea voastră, cum v-ați cunoscut? Știu că tu ești de-a noastră română, da. Și el este... din Australia. Și cum v-ați cunoscut? How did we meet? Ne-am cunoscut în Londra. Acum câțiva ani, acum 5 ani, la o audiție de teatru, pentru el regiza Faust de Goethe. Și eu m-am dus ca actriță la audiție și am obținut rolul Margaret Gretchen, adică fată religioasă foarte cuminte. Și de atunci tot am început să lucrăm împreună. Și tot lucrând împreună am găsit că avem pasiuni comune și apoi am devenit și Dr. Bubble and Milkshake as a pereche. Dar de unde... La baloane. Cine? Făceai tu baloane? Ați avut un concept? V-ați gândit să încercați ceva nou? How did we start the bubbles? Okay. El va trebui să răspundă că... Yeah, I started performing, street performing, doing bubbles in London.
And I basically at one stage I just worked out, like, there's people like this. People like this a lot. And then when we started working together, we worked out if we take theatre and we take bubbles and we put them together, then I think people are going to love it, and they did. Oamenilor le-a plăcut foarte tare acest concept și au pus acest în scenă teatrul și trucurile cu baloanele și s-a obținut un mix foarte, foarte bun. Unde stați? Acum stăm în Carei Satu Mare, acolo ne este sediul. Așa, acolo construim toate spectacolele. În fiecare an construim un nou spectacol cu o nouă aventură a lui Dr. Bubble și Milkshake și apoi ducem în turneu în jurul lumii. După care venim în România și jucăm din nou. Am apucat să jucăm în țări ca Australia, China, Malaezia, mamă, ce tare! Spania, Turcia, urmează să mergem Scotland, în Iordania și Anglia. Și da, și România, totul pornește de aici și unde primim un sprijin extraordinar din partea orașului Carei. Și... Deci să înțelegem că tu l-ai atras pe el aici, acasă la tine, în România, nu? E un pic reciproc, pot să zic. Adică întreaga planetă e așa făcută pentru a fi călătorită și e o mare casă a baloanelor de săpun. Unde-i frumos? Călătoriți cam mult. Da, we travel quite a lot. E, da, într-un balon de săpun. Așa să fie. Aceste baloane sunt preferatele copiilor și știu că voi vii și învățați pe cei mici să le, da, să le, da, facă. Da, da. Prin spectacolele voastre învață să scape de temeri, nu? Absolut. Through our shows, we also do workshops with bubbles for children to teach them, and every show has an educational message. Fiecare spectacol, într-adevăr, are un mesaj educațional, adică primul nostru spectacol era vorba despre a nu te lua în serios, prea mult în serios, adică viața e o joacă, nu trebuie să fim așa serioși tot timpul. Al doilea spectacol era înfrângerile temerilor copilașilor prin baloanele de săpun și recompensă primeai baloane de săpun. Iar al treilea spectacol am ajuns să fie non-verbal pentru că ne-am dat seama că primim foarte multe oferte așa fiind spectacol non-verbal și este vorba despre generozitate și prietenie. Și acum lucrăm la al patrulea spectacol. Dar mai multe informații puteți să găsiți pe website-ul nostru bubblelaboratory.com și de unde toate au pornit. Și pe Facebook, dacă și pe Facebook, da. Exact, Bubble Show with Milkshake sau Bubble Laboratory pe Facebook, da. Da, vreți să ne învățați pe noi să facem și noi un balon. They want to learn as well to make some bubbles. You want to learn how to make some bubbles. How messy do you want to get? You've got a bit of a cut there, so... It's okay. Călcați cu grijă, we'll go with se the simple poate, ones. Dar Natalia, it's funny. Uh-huh. The smaller the tricks, the harder they are. So basically this, if you start slow, and then when this pops, you go fast and you'll get the bubbles. Okay. Yeah. After you. Așa, ușor, da? Da. Slow, slow, slow. Up. Da. Keep going faster, faster, mai faster, 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 faster. Mai repede, mai repede, mai repede. Aha. Au. Yeah. Faster. Yes. Bravo. Super. Expert. Natalia. No. Eu nu prea sunt așa îndemânatică de obicei, dar... Ba, da. Repede, da? Okay. Hai și tu, Raluca. Ușor. Ușor să n-alunecați. Da. Și copiii, nu? Pot face baloane, da, cu voi categoric, la spectacole, da, nu? Și de multe ori combinăm, cum am zis, baloanele să pun cu teatru și apoi facem o mică reprezentație împreună cu copilașii și cu baloanele de săpun. Adică am făcut data trecută fetița cu chibrituri. Dar cum ați reușit să depășiți granițele țării și să călătoriți atât de mult, să vă faceți cunoscuți în întreaga lume cu spectacole pe care le faceți cu baloane? Da, adică primul an a fost destul de dificil, am învățat foarte mult din greșelile noastre, iar al doilea an, normal, cu mai multă experiență, a fost mult mai bine și întotdeauna este un risc. Este un risc financiar, de toate, dar important e să vedem potențialul. Să speri, să crezi, da, să muncești, exact, foarte mult. Să te sprinde viața și de aceea. Și da, numai copii cât și adulții vă iubesc și vă îndrăgeți, da, foarte, da, tare. Spectacolele noastre sunt pentru toate vârstele, adică folosim muzică... Ia uite, Raluca! I like this kind of bubbles.